când se roagă o mamă pentru a ei copii, Dumnezeu primește ruga inimii, că doar mama știe ce e suferința, dorul de copii, iubirea și căința. Când se roagă o mamă cu lacrimi fierbinți, primește ajutorul chiar și de la sfinți. Îi roagă din suflet în fiecare zi să îi ocrotească pe a ei copiii. Când se roagă o mamă plină de iubire, încredințează a ei copii spre acoperire. Maica Domnului, mama noastră sfântă, cu al său sfânt acoperământ, rugai ascultă. Când mama te știe că ai un necaz, lacrimi multe-i curg pe al său obraz. De ești tu departe, îți poartă de grijă, căci ea te simte, nu are odihnă. Când se roagă o mamă, totu-i cu putință, ea e sacrificiu, ea este dorință. Toate câte vrea, ea toate le poate, căci se roagă în fiecare zi și în fiecare noapte. Mama este cea care te iubește de când te naște și cât ea trăiește. De aceea e bine să o respectăm și la rândul nostru noi să ne rugăm.